nou vlog și astăzi o să facem concursul, că este în martie. Avem 10 participanți și o să ne uităm și pe telefon. După cum am promis, astăzi este o martie și o să facem concursul. Avem 2 cutii pline, o să le alegem și papușa. Și ciocolatele o să le cumpărăm noi, că încă nu am avut timp. Să-i trebuie tu. Ca să concluzionăm, avem un premiu, o păpușă și 10 seturi formate din mărțișoare. Un mărțișor și o ciocolată. Intră tu, te rog, la vlogul tău. Așa. Intrăm aici. Aha. Să intrăm la comentarii. Avem și mai multe comentarii. Avem și mai multe comentarii. Nu am mai intrat de ceva timp, pentru că nu am mai avut timp. Candidatul cu numărul 1. Mara Ioana. Răspunsul corect, Mara Ioana, Maia. Participantul cu numărul 2, Alexia Prodan. Participantul cu numărul 3 este Alin. Participantul cu numărul 5 este Buni. Carmen, da. Participantul cu numărul 6 este Lali. Participantul cu numărul 7 este Braica Ionuț. Participantul cu numărul 8, Manu Fulger. Participantul cu numărul 9 este Victor Ionuț. Participantul cu numărul 10 este Victor Mihalache. Probabil că este un unchi. Cred că e unchiul de la Pitești. Așa. Și candidatul cu numărul 11, Ioana Mihalache. Deci ai chiar 11 premii, 11 participanți. Astăzi toți vor fi câștigători. Nimeni nu pierde. Deci noi avem numărul minim, numărul 1, și numărul maxim, numărul 11. Încă unul. Unu și unu. Ești pregătită pentru a vedea cine câștigă? Ce vrei prima dată să alegem? Prima dată o să vedem. Păi hotărăște-te, stai puțin, nu apeși. Te hotărăști. Eu zic că prima dată păpușica. O păpușă și un mărțișor și un aranjament. Nu, un mărțișor. Prima dată vom extrage câștigătorul păpușii. Să alegem. Hai să vedem. No! Unde este telefonul? Numărul 9, da, hai. Numărul 9. Să ne uităm cine este numărul 9. Cred că știu cine este candidatul cu numărul 9. 1, 2, 3, 4, 5. Mă lași pe mine? 7, 8, 9. 9 este. Candidatul cu numărul 9 este Victor Ionuț. Victor Ionuț a câștigat păpușica. Așa. Transmite-i felicitări. Felicitări. Probabil că o să o dăruiască fetiței sale. Da. Și cred că o să-i dăm și un mărțișor pentru fetița ei. Fetița lui. Ce mărțișor vrei să-i oferi? Stai, că încă nu am decis. Maria e colecționară de mărțișoare. A și primit, a și oferit.
din câte mărțișoare ai aici, e imposibil să nu găsești. Nu vreau să-i dau ceva bun. A, eu dau pe asta. I-o dai pe aceasta? Da. O țărâncuță. O româncuță autentică. Așa. Numărul 1. Să vedem cine va fi. Tu extragi, generezi numărul și eu spun cine este câștigătorul. Da. Încă. 7. Numărul 7. Ionuț Braica. Așa. Asta eu dau. Pe acesta. Tot așa cu motiv tradițional? Da. Și o ciocolată. Și o ciocolată, da? Ciocolatele mergem imediat să le cumpărăm după ce termin tu, ca să expediem premiile. Da. O să ne pun niște punguțe mai foarte micuțe. Foarte frumoase, cu inimioare, că este o marchie. Și pe această cale le urăm la mulți ani tuturor mămicilor și tuturor bunicilor. Da! Ce se sărbătorește de 1 martie? Ziua mamelor! Ziua mamelor! De mâine e ziua tăților! Și hai să extragem 11! Numărul 11, Ioana Mihalache. Ce alegi? Acesta. Pe acesta. Pune-l aici. Și ciocolata. Și ciocolata, evident. Să mai extragem încă o dată. Să mai extragem. 4! Numărul 4. 1, 2, 3. Numărul 4, Carmen Dumitrescu. Asta. Un aranjament, o să-i la faci cu frutărășe. Da, dă-i-l pe acela. Apa. Încă o dată. 6. Numărul 6, nu mai știu cine este, stai să verificăm. Deci Alexia 1, numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numărul 6, Manu Fulger, elevul nostru Manu. Acesta. Și cu o ciocolată. Și cu o ciocolată. Mai departe. Unu. Unu. Maia. De. Maia, fata noastră dragă. Ce alegi pentru Maia? Nu știu ce este cu cutia aceasta, că nu știu ce este. Care cutie? 5. Îi oferă acest futuraș mai. Da, wow, este foarte frumos, dar e acesta. Încă o extragere. 3. Numărul 3. Cine este? Numărul 3. Alin. Uite, de data asta a câștigat și Alin. Că se tot plânge că nu câștigă. Dă-i ceva frumos. Ceva mai mare. Wow, ăsta. Îl dai pentru fetița lui Irina? Da. Salut-o pe Irina. Bună. Ba acesta. Și mai avem cred că două. Da. Doi, cine e doi? Numărul doi, Alexia Prodan, tot fetița noastră. Adică e prima? Nu, doi, Alexia. Hai ce-i oferi Alexie. Uite pe aici ce-ai. Acesta. Așa.
Și mai avem o extragere. Până acum nu s-a repetat niciun număr. Ultima dată, hai! 5. Numărul 5. Lali! Și s-a întâmplat să câștige toată lumea. Nu ne-a mai rămas niciun participant. Cred că am dat mai mult de atât. Acesta. Pe acela îi dai lui Lali? Da. Și cu o ciocolată. Vă pup, papa, ne vedem în vlog următor de mâine și vă urez o primăvară frumoasă tuturor bunicilor, tuturor mamicilor.